Premierul interimar Aureliu Ciocoi s-a vaccinat împotriva COVID-19. Acesta este primul oficial care s-a imunizat în Republica Moldova și a făcut public acest moment. Prim-ministrului a fost administrat serul Sinopharm produs de China. Șeful interimar al guvernului susține că vaccinarea este unica opțiune pentru atingerea imunității colective la nivel național și oprirea eficientă a extinderii virusului. Am ales să mă vaccinez pentru a mă proteja pe mine, familia mea, dar și oamenii alături de care muncesc. Cred cu tărie că imunizarea este singura și cea mai rapidă șansă de a reveni la normalitate. Se arată într-o postare plasată pe pagina executivului.